Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Titus Corlățean, senator PSD. Am punctat, sau mai bine zis, ați punctat câteva dintre momentele cele mai importante din punct de vedere politic ale anului 2017 pentru România. Vreau să vorbim despre ceea ce ar trebui să avem pe anul 2018 din perspectivă politică, dar mai ales economică, pentru că s-a tot vorbit de necesitatea investițiilor. Aici, la nivel județean, și bineînțeles în fiecare județ în parte, cele mai importante par să fie proiectele pe PNDL 2, foarte importante pentru că rezolvă punctual niște probleme în comunități, dar pentru că reușește să dezvolte acolo pe plan local și nu numai nivelul de trai. Am să vă rog pe dumneavoastră să ne răspundeți la capitolul investiții, care vor fi, să zicem, punctele forte, mai ales surprinse și de bugetul, de proiectul de buget pe 2018. Da. Până la investiții, pentru că ați început cu o analiză a importanței anului 2018 și de aici decurg foarte multe lucruri, inclusiv modalitatea de a aborda anul din punct de vedere politic, dar și economic, social, guvernare și așa mai departe. Sunt într-o strânsă legătură, din păcate anul, sau din fericire. Nu știu. Anul 2018 e un an special, cel puțin din două considerente. În primul rând, considerentul simbolic. Am mergem mult mai departe de simbolistică. Centenarul realizării Unirii și României Mari este o perioadă, este un an important, un an de bilanț și un an care trebuie să confirme în același timp baza, premisele de la care pleci pentru următorul ciclu. Și ar fi foarte bine să putem realiza totuși o listă a marilor lucruri realizate în România în acești 100 de ani, care vă anunț că nu sunt nici chiar puține și nici neimportante. În ciuda, inclinației unora de a negativiza mereu ceea ce se întâmplă în țara asta și de a duce în derizoriu efortul statului român, indiferent de perioadă, sunt lucruri extrem de importante care s-au realizat. E adevărat că 100 de ani la scară istoriei nu e un ciclu foarte mare. România, în această formulă, până la urmă, este un stat relativ tânăr. El trebuie consolidat. Deci primul element de simbolistică, centenarul, și al doilea element care reflectă importanța este anul care practic pregătește prima președinție a României din istoria sa a Uniunii Europene, a Consiliului Uniunii Europene, ca să fim corecți instituțional. Deci anul 2018 pregătește șefia României în Uniunea Europeană. E o chestiune uriașă. Deci 2018 ar trebui să implice, în primul rând, stabilitate politică în România și o înțelegere a tuturor actorilor politici, de la putere, din opoziție, domnul care este la Cotroceni și care mai apare așa din când în când pe la televizor, alți actori ai societății, inclusiv instituțiile, unele de forță care s-au ocupat și probabil că încă se mai ocupă cu tot felul de jocuri care le depășesc competențele, ar trebui să înțeleagă că anul 2018 înseamnă în mod necesar stabilitate în România și punerea bazelor pentru o președinție a României de succes. Adăugați la toate astea un context în jurul nostru și un context internațional, nu doar regional, care va fi în 2018 în continuare cel puțin la fel de complicat, dacă nu mai complicat. Și aici mă refer la criza coreană, Corea de Nord, mă refer și la Orientul Mijlociu, mă refer la multe alte chestiuni, plus prezența Rusiei agresivă în bazinul Mării Negre. Ca să înțelegem că România chiar are nevoie de stabilitate și de o guvernare puternică, care să genereze rezultate, apropo de, și ajung și la investiții și la partea economică, dar care să consolideze un rol al României care nu este la nivelul așteptărilor sau potențialului pe care România îl are. Vă dau un singur exemplu. Odată cu Brexit-ul, care se va produce sub președinția României în primul semestru, probabil luna martie 2019, Brexit-ul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, acel loc lăsat liber de Marea Britanie va trebui umplut, nu doar simbolistic, de cineva, de un stat membru. În clipa de față, noi nu discutăm public, nu prezintă interes în general pentru spațiu public, dar în clipa de față, o spun eu la masa asta, la televiziunea noastră, există un demers foarte consistent și insistent din partea Olandei de a ocupa acest spațiu.
Asta înseamnă pârghii de putere, înseamnă pârghii de resurse financiare, înseamnă influență. Or, Olanda este și încă dinainte ca România să intre în Uniunea Europeană în mod strict, oficial, formal, România ca pondere, ca număr de voturi în consiliile ministeriale, în Consiliul Uniunii, ca populație, este sub România. Acest lucru a deranjat Olanda încă de la momentul în care s-au făcut predicțiile, evaluările, s-au făcut estimările privind viitoarea Uniunii Europeană. Acest lucru s-a întâmplat la Consiliul European de la Nisa în 2000, sub președinție franceză. Și rugămintea să reține acest lucru. Noi cu Olanda avem o problemă, sau Olanda are o problemă cu România începând de la acel moment. Și am știut, eu personal, ca diplomat al statului român, am știut sursă importantă diplomatică dintr-una din cele două țări motoare politice și economice ale Uniunii Europene. La acel moment eram în misiune în străinătate. Am știut de la, din partea omologului meu și colegilor de acolo, că vom avea o problemă cu Olanda. Pentru că Olanda a fost deranjată încă din 2000 de faptul că pe predicțiile, previziunile din anii următori, atunci când România, alături de celelalte state central este europene, va intra, vor intra în Uniunea Europeană, România va avea strict formal mai multe pârghii politice de influență în Uniunea Europeană. Și a fost deranjată încă de atunci, au contestat Olanda, inclusiv numărul de mandate atribuit României, numărul de voturi atribuit României. De atunci am avut mereu probleme. Chestiunea asta cu Schengenul, cu Portul Constanța, cu alte chestiuni care apar constant, cu critici ale ambasadorilor olandezi care se perindă pe aici, pe la, prin România, nu sunt întâmplătoare. Și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru. România are datoria, în 2018, să lupte foarte consistent ca să umple ea golul Marii Britanii. Nu vom fi noi Marea Britanie, dar noi va trebui să facem un pas înainte pe scara ierarhică, numărul 7, să devenim poate numărul 6 și să nu-i lăsăm pe alții. Noi suntem parteneri în Uniunea Europeană, dar acest parteneriat înseamnă și competiție. Și înseamnă o competiție unor foarte aspră, mai puțin vizibilă, pentru resurse, bani, putere, influență. Asta sunt jocurile în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, atunci când se fac auzite critici din partea cancelarilor occidentale la adresa anumitor politici românești, practic partea română este prea tăcută, prea cu minte și are răspunsuri extrem de... Sunt complet de acord cu dumneavoastră, plecând de la o situație apărută... Nici nu știu cum să le cataloghez, de cu minți. Da, cam în 2005, atunci când s-a schimbat sistemul de putere în România, a venit cine a venit la președinția României. Există un complex României. De inferioritate până la urmă? Nu, încerc să vă explic un lucru care și ăsta ar trebui explicat. S-a intrat într-o zonă de conformism politic la acel moment de dragul de a intra în Uniunea Europeană. Sunt unii poli de putere în 2005-2006 care au bătut palma cu șefii lor ideologici, PPE, la acel moment. Au schimbat legile justiției în 2005 cu Comisia Europeană nouă, dominată de comisari europeni PPE. Au schimbat ceea ce se negociase în 2004, se încheiase negocierea pe legile justiției cu fosta Comisie Europeană, deci datorită acelor negocieri noi am intrat în Uniunea Europeană. Au schimbat regulile jocului când încă nu începusem să jucăm efectiv. Și doar de dragul puterii personale și de a avea mâna liberă să se joace cu adversarii politici din România. Conformismul ăsta politic de a spune da mereu Bruxellesului, care treptat riscă să se transforme în alta poartă pentru unii care se duc, să fac plângeri, fac rău României acolo, și ăsta nu e un lucru bun în niciun caz, n-au indus așa o atitudine politică de a nu răspunde unor critici care nu odată au fost nejustificate sau unor mecanisme impuse României care au reprezentat dublu standard pe care alții nu le au, inclusiv din statele mai nou intrate în Uniunea Europeană. Și asta este un lucru greșit. Și atunci diplomația românească unde este și cam când diplomația românească se va simți? Ca diplomația românească, să nu facem confuzii. Diplomatul român, ministrul de externe, ambasadorii își fac datoria de ea un mandat mai degrabă tehnic. Și atunci cine ar trebui să reacționeze? Canalele politice sunt cele care trebuie să reacționeze. Sunt liderii politici, inclusiv lideri din Parlament. Eu nu vă ascund, n-am făcut public, dar în ultima perioadă, ultimele luni, am avut întâlniri cu ambasadorii faimoși pe care îi tot vedem prin presă, inclusiv acum câteva săptămâni, într-un anumit format, jumătate guvernamental, câțiva parlamentari, am fost și eu invitat, cu toți ambasadorii acreditați. Practic, nu omologii acolo, sunt cei care ar trebui să dialogueze. Stați un pic. Știți care e chestiunea? Să nu facem o confuzie. Noi tot ne raportăm la ambasadori. Noi nu avem a discuta cu ambasadorii decât chestiuni oficiale, discută Ministerul de Externe.
Noi avem de discutat cu șefii lor. Șefii ambasadorilor. Noi nu trebuie să mai discutăm atât de mult, să ne raportăm și în presă. Doamne, ce a zis ambasadorul X, ce a zis Y, că vi spun pe toți. Ambasadorul Belgiei ăsta, care a fost foarte vocal așa și și-a permis foarte multe chestiuni în ultimele luni, are o frustrare uriașă pentru faptul că România n-a susținut Belgia, ca să vă spun foarte direct, la alegerea noului șef al, al Europol. Punct. Și datorită acestei chestiuni, Ministerul de Interne român a avut o altă înțelegere de sprijin. E treaba noastră, e suveranitatea noastră cu un alt stat central european, cu care, apropo, avem în comun o parte a istoriei, cu care, cu tot respectul pentru Belgia, nu avem. Da? E, pe chestiunea asta să vii la frustrări și la instrucțiuni, spune domnia asta, să tot critici în țara asta, pentru că dacă ar fi să-i luăm la bani mărunți, eu vreau să spun un lucru. Procurorii în Belgia sunt sub directa coordonare a Ministrului Justiției, despre ce vorbim? Iar la noi formula asta generică, sunt sub autoritatea Ministrului Justiției, nu înseamnă coordonare, nu înseamnă conducere, înseamnă o formulă generică care nu are niciun fel de pârghie în realitate. Ministrul Justiției nu poate să facă absolut nimic cu procurorii, că nu le dă indicații, nu îi cheamă să le spună fă asta în dosarul ăsta, dar în Belgia e mai rău strict din punctul de vedere al legii. Despre ce vorbim? Sau ambasadorul nu știu care al Olandei, ce a făcut înainte, ce face actualul ambasador al Olandei, care pe de o parte ne critică, pe de altă parte vine să ne ceară să investim, să cumpărăm corvetele lor la un preț dublu și jumătate față de ce au dat ei în Indonezia. Despre ce vorbim? Bun, și unde adică sunt reacțiile la fel de categorice din partea Parlamentului, din partea autorităților române? Lucrul ăsta eu l-am spus, eu cel puțin l-am spus în ultimele luni de mai multe ori în presa națională, dar l-am spus-o direct. Ceea ce e foarte important. Și la întâlnirea de care v-am spus de acum câteva săptămâni, am fost și foarte direct și foarte aspru în limbaj neobișnuit, pentru că nu erau obișnuiți, erau obișnuiți cu limbajul meu diplomatic. Am fost foarte politic și l-am spus foarte clar niște lucruri. Dar genul ăsta de atitudine, fără să intrăm în război, că nu răspunsul categoric poate să fie politicos. Niciun fel să intrăm în război, dar poți să fii foarte categoric și să spui lucrurilor pe nume. E indicat ca să ai rezultate, să o faci odată, de două ori, în general, când te privești cu partenerul de discuție. Dar e nevoie și public. Din când în când să ieși, să spui public anumite chestiuni. Dar asta trebuie să o facă decidenții politici, cei cu greutate. Și încă o dată, în ultima instanță, acești decidenți politici, oameni cu funcții, șef de partide, șef de parlamente, șef de guvern, miniștri... Se pare că o fac cu anumită apetență, e un fel de sport internațional. Trebuie să o facă să-i criticăm șefii, pe români, că în general șefii, acceptă. Cu șefii acestor ambasadori. Nu trebuie să coboare un prim-ministru, un ministru, un șef de parlament, un șef de partid, să stea de vorbă prin intermediul presei sau direct cu ambasadorii odată, de două ori, e în regulă. Stai de vorbă cu șefilor, cu șefilor de partid, cu șefilor de guverne, cu șefilor miniștrii de externe. Așadar, totul trebuie privit în cheie politică. Și totul în cheie politică. Bun, am ajuns încet, încet la un subiect care pare să fie cartoful fierbinte al guvernării, legile justiției. Nici acestea suficient explicate opiniei publice, pentru că în continuare sunt proteste, în continuare oamenii sunt sceptici și se gândesc dacă nu cumva justiția este dusă cumva sub control politic. Din punctul de vedere al expertului de data aceasta, al juristului și cu foarte multă obiectivitate, care este părerea dumneavoastră pe acest subiect? Știți unde am avut o explicație profesională foarte bună, dar din păcate doar la nivel local, aici, la Târgoviște. Am citit transcriptul unei conferințe de presă susținută de senatorul Adrian Țuțeanu, membru al comisiilor din Parlamentul României, din Senat, care participă la această comisie specială și care de elaborare, a explicat punctual. Care a explicat excepțional din punct de vedere juridic, clar, ca toată lumea să înțeleagă, chiar dacă nu ai neapărat cunoștințe juridice. Eu sunt un susținător al adoptării acestor modificări și sunt foarte clar pe meserie, cum se spune. Deci, pe lucrurile care s-au discutat, cu siguranță nu sunt perfecționat pe pământ, dar sunt un mare pas înainte, pentru că, și voi da două, trei exemple ca să nu discutăm in abstracto. Atunci când spui un lucru foarte clar și spun oamenii, dar spun în toată țara, doamne, da, singura braslă în țara asta care nu răspunde
este brasla magistraților. Dar nu pentru orice, pentru că dacă ar răspunde pentru orice o greșeală, se întâmplă și erori de nu știu care, atunci vă spun că n-am mai avea o justiție în România, pentru că niciun magistrat n-ar mai dori fie să ancheteze cazul procurorilor, fie judecătorilor să judece. Vorbim de chestiuni grave, de abuzuri, de erori judiciare foarte grave, care trebuie să fie probate de cine? De dumneavoastră, de mine, de clasa politică? Nu! Tot de un magistrat, tot cu o anchetă și tot judecătorul vine și spune la final: băi omule, ai greșit grav, ai făcut treaba asta cu intenție așa, e un prejudiciu și atunci statul trebuie să se îndrepte împotriva ta pentru a obține... În condițiile în care orice altă categorie profesională răspunde atunci. Deci treaba asta e o treabă foarte serioasă și a fost reglementată, spun eu, corespunzător. A fost așa un moment de balansare. Statul poate să se îndrepte, până la urmă statul trebuie să se îndrepte, pentru că nouă ni se tot spune și politicienii și asta, domne, nimeni nu e mai presus de lege, articolul 16 din Constituție. Ok, de acord, dar hai toți să fim și să fim responsabili, pentru că toți răspund. Și președinții României, mai devreme sau mai târziu, dacă mă întrebați pe mine, vor ajunge să răspundă dacă au greșit. Vor fi magistrații mai timorați din această cauză? Ministrii, parlamentarii, primarii, funcționarii publici, oamenii de pe stradă răspund. De ce alții să nu răspundă? Da, le va fi teamă să-și facă meseria? Corecți, toți cei corecți n-au nici cel mai mic motiv de a le fie teamă. Nici ieri, nici astăzi, nici mâine. Cei care se ocupă de abuzuri, cei care preiau, potrivit elementelor apărute în presă, și mă refer la procurori, preiau de la direcția juridică a SRI, rechizitorii scrise de ofițeri SRI, și le preiau în rechizitorii propriu-zise ale procurorilor. Asta este poliție politică. Cineva trebuie să răspundă. Măcar să fi existat o anchetă, o investigație care să clarifice. Poate era o bazaconie, poate era o minciună. Ați văzut vreo anchetă serioasă? CSM, Inspecția Judiciară, procuror care să investigheze elementele apărute. Treaba asta, dacă e adevărat, înseamnă poliție politică. Cineva trebuie să răspundă penal pentru chestiunea asta. Ați văzut? Cineva se miște în sistemul ăsta autoregulator, CSM, și pomenală. Sar cu toții acolo în CSM dacă spune unul, un om politic ceva. A atacat independența justiției, imaginea și mai. Băi, fraților, dar avem chestiuni foarte serioase în statul ăsta. Voi sunteți, vă îndepliniți competențele? Răspunde cineva? Deci ăsta e un subiect. Doi, al doilea subiect. Separarea carierei procurorilor respectiv judecătorilor. Da. Hai să spunem lucrurile pe nume. Practic, procurorul un judecător nu mai ca să ajungă la înalta curte, o ia de jos. Mai întâi judecătoria, nu știu care, la cucuieții din deal, are un număr de ani de experiență, promovează la tribunal, sunt mecanisme de promovare, după aia la curte de apel, după aia la alta curte. Păi avem câte cazuri de procurori din marile instituții anticorupție care așa au șmecherit sistemul cu CSM-ul cot la cot și s-au teleportat direct la înalta curte, unde la secția penală, vii de la DNA și ajungi acolo să judeci ca judecător chestiuni care au trecut prin DNA în cazuri celebre. Vi se pare ok? Procurorul, dacă vrea să ajungă judecător și vrea să ajungă la înalta curte, trebuie să facă ca un judecător. Să ia frumos de la bază, judecător, la judecătorie, tribunal, curte de apel, un număr de ani. Trebuie să ai totuși o experiență ca să ajungi la o funcție înaltă, de o poziție înaltă de judecător la o instanță înaltă. Trebuie să ai un număr de ani. INM-ul. Deci viitorii magistrați, ăștia care au ieșit pe trepte pe acolo, pe la curtea de apel, ieșiți așa ca să protesteze în tăcere cu chestiuni de genul ăsta. Nu că sunt supărați că în loc să facă 2 ani de școală, ar trebui să facă mai mult, ca atunci când ies și judecă, domnule, să ai totuși, tu deja la 23 de ani ești judecător și tu judeci soarta unui om, unui patrimoniu, soarta unei căsnicii. Păi spuneți-mi, un tânăr, la băiat-fată, judecător, la 23-24 ani, necăsătorit, care nu știe ce înseamnă o viață de familie, responsabilități într-o familie, mamă, tată, copii, vii tu și judeci un divorț și un partaj. Ai tu habar despre ce înseamnă viața reală? Nu cred. Deci condițiile astea de profesie, de experiență, de ani, lucrurile astea au fost introduse acum. Evident că lucrurile astea au deranjat pe unii și pe alții și au început și ei să spună niște chestiuni. Nu e în regulă. Rolul de legiuitor îl are Parlamentul. Noi, membrii Parlamentului, domniile lor pot exprima și trebuie să exprime prin asociațiile de magistrați, prin ceilalți opinii, dar odată legea adoptată, gata, trebuie să aplice legea, pentru că, și cu asta aș vrea să închei chestiunea asta, totuși s-au inversat sau e tendația de a inversa rolurile în societate, competențele. Fiecare trebuie să-și facă treaba în poziția sa. Ori dezbaterile din Parlament, și au fost dezbateri,
au implicat adoptarea aproape 3 sferturi de amendamente din cele adoptate au venit din partea asociațiilor profesionale. Hai să spunem foarte clar. Deci și UNJR-ul, și AMR-ul, și Consiliul Superior al Magistraturii, și Parchetul General în partea a doua a procedurii, 3 sferturi din amendamentele adoptate în legile justiției provin de la domniile lor. Deci nu clasa politică obscură care vrea să facă nu știu ce. Haideți să le așezăm totuși bine și fiecare să-și facă treaba la locul său. Pe de altă parte, opoziția are un discurs extrem de, să zicem așa, succint și bineînțeles cu țintă spre PSD. Practic PSD vrea adoptarea acestor alegeri ca să scape penalii de răspundere și de închisoare. Treburile astea n-au modificat codul penal și codul de procedură penală, punct. Lucrurile care trebuie să urmeze și trebuie să urmeze sunt legate de implementarea directivei europene, legislația europeană, privind prezumția de nevinovăție. Ele, da, vor merge spre anumite ajustări sau elemente noi în codul penal, dar atunci discutăm și despre codul penal. Toate este minciunile astea că îi scapă. Păi n-ai ce să scapă. Alea erau chestiune de funcționare a justiției, legate de chestiune de competență, de experiență, de vârstă, lucrurile astea, de responsabilitate. Deci, eu am învățat un lucru în opoziția asta, care e o opoziție firavă în realitate. Eu, în general, nu... încearcă amestecarea registrelor, așa încât să nu fac greșeala să-mi duc în derizoriu adversarul politic, nu ne urâm, nu, asta îl tratez cu respect. Dar opoziția este slabă în realitate în România. Însă au învățat un lucru. În fața unui partid, care este un partid structurat, organizat, cu o bază serioasă, care produce mereu efecte pozitive la guvernare socio-economice, funcționează în mediul social și într-o parte a societății românești lucrurile astea, pe social media, pe Facebook, pe internet, chestiuni scurte, repetate, cu destinație cât mai largă, în care spui foarte pe scurt niște lucruri. Ciuma roșie, sunt corupți, sunt comuniști, penali, sunt succesorii comuniștilor, sunt penali, sunt post-penali, sunt viitor penali și așa mai departe, și ele funcționează. Măcar din 600.000 de oameni loviți de mail-uri succesive de Facebook, măcar 100.000 dacă îți reacționează, e un succes. Asta fac și cu un anumit succes și de aici necesitatea de a comunica mai bine public, de a folosi, da, e adevărat, și noi mijloacele astea mai moderniste, mai neconvenționale, pentru că PSD-ul a rămas un partid clasic. Deci din toate punctele de vedere, mai ales pe comunicare. Dar pe de altă parte, într-o țară construiești prin seriozitate. Nu prin chestiile astea din... Da, mi-aduc aminte de un discurs... spuse pe mail, pe Facebook, oamenii ăștia care sunt negaționiști, USR-ul. Da, mi-aduc aminte de un discurs. Credeți că au realizat sau vor realiza ceva, vor construi ceva? În țara asta trebuie să construiești. Nu-i vei vedea pe ăștia care sunt așa antisistem, occupy, tot felul de sistemele astea, capabil să prezinte un proiect de țară. De altă parte, mi-aduc aminte că imediat după alegerile prezidențiale pierdute și datorită sau din cauza, mai bine zis, acestei campanii pe Facebook, mulți reprezentanți ai PSD au spus, doamne, trebuie să schimbăm maniera de dialoga cu oamenii, pentru că este foarte limpede ce impact are mediul online. Da. Iată că nu prea ați învățat foarte multe din acest mod de comunicare. Nu, pe de altă parte, noi am învățat un lucru aici la Dâmbovița, dar nu doar de astăzi, de ieri. Facem această comunicare altfel, e adevărat, nu prin modalitățile astea, Facebook și alte chestii. Le facem și pe asta și aici chiar nu spune că ne mișcăm rău, spune că ne mișcăm destul de bine, se poate și mai bine, dar pe de altă parte, noi am preferat, asta e, suntem așa, suntem tradiționaliști. Contactul direct cu oamenii, asta înseamnă un efort foarte mare. Un consum de energie, de timp alocat, de organizare foarte bună și știți foarte bine, veniți la conferința de presă, noi vă spunem mereu jurnaliștilor de aici, din Târgoviște și din județul Dâmbovița, noi de 2 ori pe an, pe lângă toate activitățile punctuale pe care le facem, de 2 ori pe an, primăvara și toamna, facem deplasările în județ și luăm toate cele 89 de localități, ne întâlnim nu doar cu primarii, consilierii locale, echipele noastre PSD, membrii, simpatizații, ci cu cetățenii. Și avem situații în care ne întâlnim într-o sală, cămin cultural, cu 400, cu 500 de oameni, cu 100 de oameni, cu 70 de oameni, în funcție de dacă comuna este mai mică, ne ducem și acolo, ne ducem și dincolo și vă spun că sunt niște discuții extrem de utile și pentru noi și pentru cetățeni, că le putem spune foarte direct și nemediat prin intermediul mass mediei, iarăși o spun cu respect, le spui direct oamenilor, doamne, uite, am făcut asta, vrem să facem asta, asta nu funcționează bine, e adevărat. Care sunt așteptările oamenilor? Ai reacțiile oamenilor și îți spun oamenii foarte direct lucruri extrem de utile. Știți ce înseamnă să faci 89 de localități în, să zicem, 2 luni. E un efort când ai primele 3 zile la Parlament.
când unii, cum e cazul meu, mai am misiune externă, când unii, cazul profesorului Țuțuianu, altei profesoare, colege, profesorul Corlățean, avem și cursul la facultate. Înseamnă o bună organizare a timpului, înseamnă să mergi, să adaugi 100.000 de kilometri prin tot județul așa, să te întâlnești cu oamenii, dar e foarte important. Și asta este una dintre explicațiile rezultatelor constant bune pe care PSD-ul le are și datorită unei guvernări pe care în județ an de an au încercat să, și au încercat colegii, că eu sunt mai nou în echipă, să o facă de bună calitate și respectiv guvernarea la nivel național. Dar trebuie să comunici direct cu oamenii. Implică efort, da, fă-l. Dacă nu ești atât de capabil să faci pe Facebook și pe alta, alții se pricep, le vând iluzii unor oameni care, unii dintre ei sunt de bună credință, ies în stradă și zic că se luptă cu ciuma roșie. Să se uite mai în spatele acestei chestiuni, să vadă că toți ăștia care distrug și stabilitatea politică, întrețin un focar de tensiune, fac foarte mult rău României, în realitate. Vă întrebam... Cum percep oamenii aceste deplasări? Pentru că, iată, este o modalitate extrem de eficientă de a vorbi cu ei. Dumneavoastră deja v-ați integrat în echipa de parlamentari și cred că, prin faptul că bănuiesc că știți foarte bine problemele județului Dâmbovița, vă puteți socoti într-un fel sau altul dâmbovițean. Care ar fi pentru dumneavoastră acum, pe final de emisiune, pe de-o parte, raportat la ce solicită oamenii, la ce cer ei, obiectivele cele mai importante pe care județul Dâmbovița ar trebui să le realizeze? Un prim răspuns la prima întrebare. Faptul că am avut în permanență săli pline și au venit oameni, 7 sate ale comunei, 9 sate ale comunei, au venit oamenii acolo și au discutat. Faptul că inaugurăm tot felul de obiective, ultima oară la Mănești o casă de cultură superbă, sala plină, o sală de sport și așa mai departe. Chestiuni de excepție. Oamenii apreciază, sălile sunt pline și contactul direct cu oamenii este extrem de util. Nu înseamnă că sunt 100% numai chestiuni pozitive. Îți mai spun, doamne, mă deranjează aia, mă supără cu lemnele, cu prețul la lemne, cu aia, cu aia, cu aia. Da? Și încercăm să rezolvăm. Ne ajută și pe noi foarte mult. Care sunt prioritățile? Noi știm prioritățile, dar oamenii văd că avansează lucrurile. Da? Ani de zile s-a vorbit de faimoasa axă rutieră, de infrastructură. Așa. Mă, oamenii spun, dar nu, uite, e pe SEAP, e pus, se licitează, anul viitor ar trebui să se finalizeze procedura, să înceapă chiar lucrările pe DN7, DN71, cu conexiunea, două benzi pe sens, oamenii văd și apreciază. Cu proiectele pe PNDL 2 și cele 1 care se finalizează, lumea știe deja, ai posibilitatea să știți că din banii ăștia vom finanța 101 de școli, de grădinițe, de creșe în județ, care se vor construi, se vor pune la punct. Doamne, extraordinar! Canalizare, apă, lucrurile astea se fac prin foarte multă muncă, prin munca primarilor, echipelor locale că fac proiectele, dar și prin munca noastră, pentru că batem la uși, deschidem, obținem aprobările pentru finanțare. S-au semnat foarte multe din contracte. Anul viitor, Dâmbovița va fi un șantier. Și ca să închei anul acesta, chiar. Eu nu sunt dâmbovițean, dar am venit cu... Cunosc județul de mulți ani și cunosc oameni din echipa asta de foarte mulți ani. Am descoperit anul trecut și mai ales anul ăsta, acest județ are o oportunitate și are o capacitate extraordinară și poate să devină un pol de dezvoltare economică remarcabil. Există o analiză a Băncii Mondiale de care am fost și eu informat la un moment dat. Dâmbovița din toate județele are României potențial de creștere. Are potențialul de creștere cel mai mare. Haideți să-l punem în valoare și asta vrem să facem. Pe acest accent pozitiv aș vrea să încheiem această ediție. Vă mulțumesc mult pentru participare și vă mai aștept. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici. Vă doresc o seară liniștită. Toate cele bune. La revedere!